Vorbim de informații care le sunt necesare doamnelor, dar și domnilor, pentru că vreau să încep cu un citat care știu că i-a plăcut foarte mult lui Răzvan. Vine din Tudor Mușatescu, din Dicționarul Umoristic al Limbii Române, și spune el așa: decolteu, aeroport pentru aterizarea privirilor și decolarea dorințelor. Nu vorbim însă doar despre decolteu astăzi, deși să știți că și la nivelul decolteului se face peeling și de întreaga piele, la nivelul feței, vorbim și de gât, vorbim și de decolteu, care are nevoie să arate proaspătă și tânără, mai ales acum în timpul verii, când ne expunem ceva mai mult în bătaia soarelui, și vreau să vă arăt cum putem să obținem această piele tânără și frumoasă. Am spus noi ca de bebeluș, pentru că aceasta este o comparație pe care o facem mereu când vorbim de pielea proaspătă și frumoasă. Diana Baică alături de mine, specialist în frumusețe. Neața! Bună dimineața! Da, așa este. Pielea arată extraordinar după ce facem tratamentele de peeling, și mai ales aceste tipuri de peeling-uri care sunt personalizate au avantajul că nu produc inflamație și nu ne tumefiem după ce le facem. Un mare avantaj este faptul că se pot face pe parcursul verii și, așa cum ai spus, le facem pentru față, gât și decolteu, și le facem și pentru mâini. Mâinile sunt foarte expuse în această perioadă, le antiseptizăm frecvent. Este foarte important de spus că putem să lucrăm și pe o piele foarte sensibilă, pentru că personalizăm. Avem 4 tipuri diferite de peeling, care au o concentrație diferită și un pH diferit. Și chiar dacă avem un tip de ten foarte sensibil, putem să facem peeling-ul. El este potrivit pentru tenul care este pătat, dacă avem hiperpigmentare, dacă vrem efect antiîmbătrânire și vrem să avem acel aspect de piele de bebeluș, tânără, proaspătă, dar și dacă avem o colorație neuniformă a tenului. Și numărul de tratamente este diferit și numărul de straturi pe care îl aplicăm. Și tocmai acest lucru ne ajută să personalizăm tratamentul și să obținem exact rezultatul de care avem nevoie. E foarte important să-l facem, în special acum, pentru că altfel, indiferent cât de performante ar fi produsele sau tratamentele pe care le facem, nu au cum să pătrundă ingredientele active acolo unde ne dorim și să avem rezultatul dorit. Este vorba de acis din fructe, poate ne aducem aminte și de măștile pe care le făceau mamele, bunicii, umile noastre. Deci este ceva adevărat acolo, că în fructe se află niște substanțe minune care ne ajută să părem mai tineri. Este adevărat, doar că aici avem o concentrație controlată, așa cum am spus, de la 10 până la 30% și avem un pH controlat și lucrăm cu un pH mic, la un pH de 2,7 până la 3,5, pe când dacă folosim fructele ca tare, acolo nu prea putem să controlăm și nu putem să facem faza de sterilizare, care iar este extrem de importantă. De ce este important ca după ce dăm jos această mască formată din pielea pătată, poate ridată, uscată, o dăm jos cu ajutorul acizilor, de ce este important să venim cu o protecție? Protecția este importantă tot timpul anului. Dacă facem peeling, este absolut obligatorie. Dar și dacă nu facem peeling, în fiecare dimineață, noi trebuie să ne aplicăm protecție. E foarte important să folosim o protecție eficientă. Și trebuie să ne uităm pe produse. Sunt marcate întotdeauna tipurile de protecție. Foarte multă lume se uită doar la SPF. Când vorbim despre SPF, vorbim despre protecția în ceea ce privește razele ultraviolete de tip B. Acestea sunt responsabile de înroșire. Ele ard. Sunt cele care dau acel efect termic, dar avem razele ultraviolete de tip A, care sunt mai periculoase, pentru că ele sunt responsabile de cancerul de piele, de îmbătrânire, și acestea trebuie să, sau de acestea trebuie să ne protejăm, folosim produse, trebuie să ne uităm pe produse și trebuie să aibă marcat fie cu mare acesta, adică într-un cerculeț scris UVA, UVB, fie să avem mai multe plusuri. Cu cât avem mai multe plusuri, cu mare acesta 4 plusuri, cu atât ne protejează mai bine. Este foarte important acest lucru. Mulțumim tare mult, Diana. Iată cât de important este peeling-ul, chiar și vara, când, deși ne expunem soarelui, putem să-l facem fără să avem răni pe față. Ai spus că nu este inflamat tenul după acest tip de peeling cu acis din fructe, acis de care ne putem bucura, astfel încât să avem un ten proaspăt în mijlocul verii și să-l ducem ușor la plajă, desigur, să ne luăm bronzul care ne place atât de mult. Iată, folosind aceste protecții, pentru că nu putem să ne expunem la soare fără acest factor de protecție, care trebuie să fie, atenție, cât mai ridicat, până la 50. Cam acestea au fost informațiile, dragilor. Mulțumim tare mult!